Prețul gazelor naturale pentru populație ar putea crește în acest an cu 7% de la 1 aprilie sau 1 iulie, în funcție de decizia guvernului de a anula sau nu decizia prin care a suspendat calendarul de liberalizare a prețului. Anunțul a fost făcut de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, Nicolae Havrileț, care preconizează pentru 2016 și 2017 alte majorări de câte 5%. Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană au cerut guvernului să crească de la 1 aprilie prețul gazelor pentru populație și centrale de energie termică de la 53,3 lei pentru un megawatt pe oră la 62 de lei. Executivul a respins solicitarea pe motiv că populația și ceturile nu pot suporta o astfel de creștere din aprilie, iar astfel s-ar acumula noi datorii. Refuzul de a crește prețul la gaze a fost unul dintre motivele pentru care nu a fost încheiată o nouă scrisoare de intenție la acordul cu FMI. Piața de gaze a fost liberalizată pentru companii la 1 ianuarie 2014, astfel că în prezent doar populația mai primește gaze la prețuri reglementate.